Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile în zi, iată care sunt cele mai importante subiecte. Interpretul Anatol Latușev este condus astăzi pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la Palatul Național, unde rudele, prietenii și colegii de scenă și-au luat rămas bun. Un bărbat de 64 de ani dispărut de 6 zile a fost găsit îngropat în curtea casei sale la Florești. Poliția l-a reținut pe fiul acestuia, care este principalul suspect. Cei care sfințează cererile blocului Victoria creat de fugarul Ilan Cior la Moscova de a participa la referendum și la prezidențialele din toamnă, invocând mai multe nereguli. Interpretul de muzică populară Anatol Latușev este petrecut astăzi pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la Palatul Național, unde familia, prietenii și colegii de scenă s-au adunat pentru a-și lua rămas bun. Anatol Latușev va fi înmormântat la cimitirul de pe strada Armenească. După slujba de pomenire care a avut loc la catedrală, sicriul cu trupul neînsuflețit al interpretului a fost dus la Palatul Național Nicolae Sulac, pe scena căruia artistul a cântat. Cei care l-au cunoscut pe Anatol Latușev spun că și-l vor aminti mereu ca fiind un om cu inimă mare. Mereu va fi Anatol Latușev, pentru că el a trăit cu cânticul, a trăit cu muzica. Îl cunosc pe Anatol când avea 20 ceva de ani și știu ce optimist era, optimist și era un om cu sufletul nu numai către muzică, către oameni. Noi, ca niciodată luna asta, am avut și petreceri împreună. El credea prin credință și rugăciune și acțiune post s-a pune tot la lucrurile lor. De acum vedeți, inima n-a rezistat. Niciodată nu și-a dorit valori materiale, ba din contra, tot timpul a fost un om cu suflet mare, o făcea tot timpul o atmosferă minunată. După ceremonia de la Palatul Național, cortegiul funerar s-a îndreptat către cimitirul central, acolo unde interpretul va fi înmormântat. Anatol Latușev s-a născut în satul Dobrogea Nouă, raionul Sângerei, la 23 martie 1961. Acesta a făcut 10 clase în satul natal, apoi la Dubăsari, regiunea transnistreană, școala muzicală acordeon. A urmat apoi colegiul de muzică Ștefan Neaga din Chișinău. Anatol Latușev a fost membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova, iar la inițiativa sa s-a interzis playback-ul în Palatul Național din Chișinău. Statistici îmbucurătoare vin de la Ministerul Educației. Avem cel mai mare procent de promovare la bacalaureat din ultimii 3 ani. Mai exact, din cele 312 licee, în 132 toți elevii au susținut examenele. Tot mai multe licee asigură 100% a ratei de promovare, ceea ce e un fapt îmbucurător. Asta sunt cam o treime din toate liceele din țară. Potrivit clasamentului instituțiilor de învățământ, întocmit pe baza rezultatelor obținute la bacalaureat, procentul celor promovați este de aproape 77%. Revenim cu detalii în jurnal. Locul Victoriei creat de fugarul Ilan Cior la Moscova nu va putea participa la scrutinul prezidențial din 20 octombrie și nici la referendumul privind integrarea europeană. Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a blocului, motivând că reprezentanții acestuia au mai multe probleme de integritate și că nu au întocmit mai multe cerințe legale. Se refuză înregistrarea blocului Victoria Pobeda, se sesizează Autoritatea Națională de Integritate în vederea verificării celor constatate în partea descriptivă a prezentei hotărâri cu remiterea copiilor de pe procesele verbale. Consider că proiectul de refuz de înregistrare a blocului electoral Victoria Pobeda va fi o încălcare flagrantă a dreptului electoral a
cetățenilor Republicii Moldova. Cred că vom folosi toate căile de atac pentru restabilirea legalității în procesul dat. Decizia de astăzi a fost luată cu 6 voturi pentru ale membrilor CEC, un vot împotrivă și 2 abțineri. Reprezentanții blocului Victorie creat la Moscova, defugarul Ilan Șor, condamnat la 7 ani și jumătate în dosarul furtul miliardului, au mers săptămâna trecută la CEC să ceară înregistrarea acestuia ca și bloc electoral pentru a participa la alegeri și la referendumul din toamnă. Un membru al ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost declarat persona non grata pe teritoriul Federației Ruse. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe de la Chișinău, care consideră decizia drept neîntemeiată. A fost convocat însărcinatul cu afaceri al ambasadei Republicii Moldova la Moscova la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și a fost informat referitor la declararea unui membru al ambasadei Republicii Moldova la Moscova drept persona non grata. Acest diplomat urmează să revină în țara noastră. În legătură cu acest fapt, Ministerul Afacerilor Externe își exprimă regretul față de această decizie. Acțiunea Moscovei vine după ce săptămâna trecută adjunctul atașatului militar al ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova. Măsura a fost luată de autoritățile de la Chișinău pentru că acesta ar fi primit informații despre activitatea din Parlament și de la aeroport, de la șeful Direcției Juridice a Legislativului și de la un polițist de frontieră reținuți pentru trădare de patrie. Aproape jumătate din liceele din Moldova au rata de promovare 100% la examenele de bacalaureat. Asta arată cifrele oferite de Ministerul Educației pe baza rezultatelor obținute la examene. 22 de licee au media mai mare de 8, majoritatea fiind din capitală. Media notelor pe țară rămâne a fi de circa 7,3 pentru al doilea an la rând. Datele oferite de Ministerul Educației arată că în acest an rata totală de promovare a examenului național de bacalaureat este de aproape 77%, o creștere cu circa 3 puncte procentuale față de anul trecut și cu 14 puncte procentuale față de acum 8 ani. Specialiștii din domeniul educației spun că această stagnare înregistrată în ultimii ani a fost cauzată în mare măsură de pandemia COVID-19 și studiile online. Până în 2019 am avut o creștere constantă și semnificativă în general. Un an noi nu am avut examenul de bacalaureat, iar ulterior, evident, faptul că elevii au învățat doar în online a dus la scăderea competențelor și la faptul că asimilarea cunoștințelor nu a fost așa de profundă. În situația în care elevii au învățat foarte mult online, rezultatele au fost mai joase. Totuși, rezultatele sunt mult mai bune decât în 2016, arată cifrele. În același timp, în acest an, toți elevii din peste 100 de licee din țară înscriși pentru susținerea examenului au trecut testele cu brio. Acele măsuri luate încă în 2012-2013, în acel an de învățământ, cu referire la asigurarea corectitudinii evaluării la bacalaureat, pas cu pas, în fiecare an, și-au demonstrat eficiența. Important a fost ca instituțiile statului să fie consecvente. Iar media notelor pe țară la bacalaureat este pentru al doilea an la rând de 7,26. Pentru comparație, în 2016 această medie nici nu ajungea la 7. Acesta este rezultatul muncii atât a elevilor cât și a profesorilor și autorităților din domeniul educației, spune președintele Comisiei Cultură, Educație și Tineret din cadrul Parlamentului. Consecvența în politicile pentru asigurarea corectitudinii evaluării, combaterea copiatului și atitudinea mai serioasă a celor vizați, adică a elevilor, dar și a profesorilor. Autoritățile ar mai avea însă de lucru pentru a contribui la creșterea ratei de promovare la examenele de bacalaureat, este de părere directorul programului educație din cadrul IPP. În opinia mea și în opinia mai multor colegi de-ai mei, este important ca să schimbăm paradigma educației, să nu impunem disciplinele școlare cu biciul, să oferim elevilor posibilitatea să-și aleagă disciplinele școlare dorite și să simplificăm curricula în cazul disciplinilor opționale. În acest an, din cei peste 18.000 de elevi admiși la bacalaureat, circa 14.000 au susținut examenele.
O mașină s-a răsturnat și a fost avariată după ce s-a izbit cu un alt automobil. Totul s-a întâmplat aseară în capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Skoda nu s-a asigurat în momentul în care și-a schimbat direcția de deplasare, iar în rezultat s-a ciocnit cu un Ford. În urma impactului, Skoda s-a răsturnat lovind un automobil care era parcat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Angajații unei companii private de securitate au fost surprinși și agresând fizic doi bărbați. Poliția spune că agenții nu au dreptul să aplice forța în astfel de cazuri. Revenim cu detalii imediat. 55 de șoferi urmează să fie cercetați penal pentru fals în declarații după ce au fost depistați cu două permise de conducere, anunță Agenția Servicii Publice. Mai exact, este vorba de cei care și-au preschimbat permisul într-o altă țară, cel moldovenesc fiind ridicat de autoritățile de acolo. Revenind în Moldova, spun că au pierdut permisul de conducere și solicită eliberarea unui nou document, săvârșind infracțiunea de fals în declarații. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Servicii Publice, în unele țări, șoferii pot să-și preschimbe permisele de conducere moldovenești fără susținerea examenelor. Este vorba de statele cu care țara noastră are încheiate acorduri bilaterale de recunoaștere și conversiune a permiselor de conducere, cum ar fi Spania, Italia, Turcia, Lituania, Grecia și Israel. Odată preschimbate, permisele de conducere moldovenești se retrag și sunt transmise Agenției Servicii Publice pentru a fi radiate din evidență. Între entități sau instituții avem o perioadă mai lungă de comunicare. Autoritățile de România de obicei într-o lună de zile transmit permisul de conducere național către autoritățile competente de la noi pentru distrugerea lui. Sunt unele persoane mai șmechere care vor să aibă două permise de conducere în caz că au careva încălcări în circulația rutieră internațională, scot un permis, îl au pe altul și ceva gen. În timp ce la persoanele date se adresează mai rapid la noi, la autoritate, îndeplinind o declarație pe proprie răspundere, care de obicei are motive false, invocă motive că l-au pierdut, că l-au furat sau că a fost distrus și solicită preschimbarea permisului de conducere. Potrivit responsabililor din cadrul ASP, șoferii care solicită eliberarea unui nou document încalcă astfel prevederile codului penal, săvârșind infracțiunea de fals în declarații. În prezent sunt inițiate 55 de astfel de sesizări. Șoferii găsiți vinovați care dețin concomitent două permise de conducere eliberate de două țări, pe lângă procedura administrativă de anulare a permisului de conducere, riscă și amendă în mărime de peste 47.000 de lei sau închisoare de până la un an. Agenția Servicii Publice anunță că face cu regularitate schimb de informații cu autoritățile emitente de permise de conducere din alte state pentru a asigura o mai bună gestionare și monitorizare a șoferilor. Caz șocant la Florești, un bărbat de 64 de ani dat dispărut de mai multe zile a fost găsit îngropat în curtea casei sale. Sora acestuia a anunțat poliția, spunând că nu-l poate găsi de 6 zile. După mai multe căutări, cadavrul acestuia a fost găsit în propria grădină, iar pe corp erau semne de moarte violentă. Poliția a reținut un suspect, fiind vorba de fiul bărbatului în vârstă de 30 de ani. Pe numele lui a fost pornită o cauză penală. Angajații unei companii private de securitate au fost surprinși agresând fizic doi bărbați. Potrivit imaginilor video distribuite pe rețelele sociale, s-a întâmplat în fața unui local din cartierul Telecentru. Victimele ar fi fost doi tineri care se aflau sub influența alcoolului. Potrivit poliției care a intervenit în acest caz, conform legii, agenții de securitate nu sunt în drept să aplice forța în astfel de cazuri. Din imagine se vede cum la un moment dat un angajat al companiei de securitate lovește pe unul dintre tineri care l-ar fi jignit. Acesta cade fără cunoștință, iar peste câteva secunde același agent de pază îl lovește pe al doilea tânăr. Potrivit poliției, cazul a fost înregistrat în seara zilei de 4 august pe strada Grenoble, iar oamenii legii au stabilit preliminar că între un echipaj al unei agenții private de pază și un grup de persoane s-ar fi iscat un conflict. Pe caz a fost inițiată o anchetă. La moment, angajații poliției acumulează tot materialul probatoriu. Ulterior, acesta va fi trimis conform procedurii în Procuratura Municipiului Chișinău, Oficiul Centru, pentru examinare și luarea unei decizii. Am sunat la compania de securitate pentru a afla mai multe detalii, iar serviciul de presă ne-a spus că va reveni ulterior cu un comentariu.
Îngrijorarea crește cu privire la posibilitatea ca Orientul Mijlociu să se îndrepte spre un război în toată regula, ca urmare a amenințărilor Hezbollah de a răzbuna uciderea liderului său și a furiei Iranului față de asasinarea la Teheran a șefului grupului militant palestinian Hamas. Gruparea de altfel a anunțat că noul său lider este Yahya Sinwar, artizanul atacului terorist asupra Israelului din 7 octombrie. Secretarul american Antony Blinken îndeamnă Iranul și Israelul să evite escaladarea către conflict. În nordul Israelului, sirenele de alertă au răsunat în repetate rânduri după ce gruparea libaneză Hezbollah a lansat valuri de drone și rachete. Atacul vine în contextul în care Israelul așteaptă în tensiune represalii din partea Iranului. Gruparea teroristă Hezbollah susține că atacul nu face parte din represaliile pregătite după asasinarea de către israelieni a unuia dintre comandanții săi militari. Liderul mișcării a promis un răspuns puternic și eficient, indiferent de consecințe. Sayed Nasrallah a declarat că Hezbollah va aștepta momentul potrivit pentru a răspunde, dar nu a făcut nicio aluzie la forma sau calendarul acestui răspuns. Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a cerut pentru prima dată public Iranului și Israelului să evite escaladarea unui nou conflict militar în Orientul Mijlociu în contextul războiului din Gaza. Everyone in the region should understand that further attacks only perpetuate conflict, instability, insecurity for everyone. And further attacks only raise the risk of dangerous outcomes that no one can predict and no one can fully control. Potrivit celor de la Axios, serviciile de informații americane iau în calcul scenariul unei riposte în doi timpi, un atac din partea Hezbollah și altul lansat de Iran. Între timp, gruparea Hamas are un nou lider pe Yahya Sinwar, considerat organizatorul atacului din 7 octombrie din Israel. În vârstă de 61 de ani a fost ales șeful militanților Hamas din fâșia Gaza în 2017, după ce își câștigase renumele de inamic dur al Israelului. El și-a petrecut aproape jumătate din viață în închisurile israeliene, potrivit serviciilor secrete din Israel. El acum s-ar afla în ascunzători prin tunelurile din fâșia Gaza. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Wandour, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. Pe de altă parte, presa israeliană susține că bomba care l-a ucis pe liderul Hamas într-o casă de oaspeți din Teheran a fost pusă acolo de doi agenți recrutați de Mossad. Aceștia ar face parte din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. În plus, dispozitivul ar fi fost plasat cu doar câteva ore înainte să fie detonat, nu în urmă cu mai multe luni, așa cum scria publicația americană The New York Times. Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, ales de Kamala Harris, drept candidat la funcția de vicepreședinte în alegerile americane din noiembrie, și-a început campania cu un atac la adresa candidatului republican Donald Trump, despre care a spus că este un retrograd care seamănă haos și diviziune. Donald Trump a declarat că noul duo al democraților în cursa pentru Casa Albă este cel mai radical duo de stânga din istoria Americii. Kamala Harris și Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, ales de Harris pentru vicepreședinție în cursa pentru alegerile din noiembrie, au făcut aseară campanie pentru prima dată împreună la Philadelphia. Good evening, Philadelphia! Kamala Harris și-a prezentat potențialul vicepreședinte drept un luptător pentru clasele de mijloc și un patriot. Thank you, Philadelphia! Thank you, Vice President. God bless America. În cadrul discursului său, Tim Walz a lansat un atac frontal la adresa lui Donald Trump, prezentându-l pe candidatul republican la Casa Albă drept un retrograd care seamănă haos și diviziune. He mocks our laws. He sows chaos and division. And that's to say nothing of his record as president. He froze in the face of the COVID crisis. He drove our economy into the ground. And make no mistake, violent crime was up under Donald Trump. That's not even counting the crimes he committed.
Fostul președinte american Donald Trump a reacționat după alegerea făcută de Kamala Harris, numindu-l pe guvernatorul din Minnesota un extremist liberal periculos. Cu mai puțin de 3 luni înainte de alegere, acest duo, Harris-Waltz, vrea să se prezinte ca un duet complementar, capabil să atragă un electorat foarte mare. Ea este un fost procuror capabil să devină prima femeie de culoare președinte al Statelor Unite. El este un fost senator capabil să se adreseze clasei muncitoare. Sondajele arată în prezent că Harris și Trump sunt într-o cursă strânsă. Un sondaj realizat de Morning Consult a constatat că Harris are un avans de 4 puncte față de Trump. Harris a devenit candidatul democrat la președinție după ce Biden s-a retras din curs în iulie, în urma presiunilor democraților, îngrijorați de capacitatea sa de a câștiga în noiembrie. O nouă operă a lui Banksy a apărut pe o clădire din Londra. Vestitul artist a publicat fotografia murale pe contul său de Instagram, modalitatea prin care și-a asumat drepturile de autor. Lucrarea care prezintă o capră ce pare cocoțată pe o margine de stâncă în timp ce cad pietre a fost pictată pe un perete din vestul capitalei britanice. Lucrarea conținea de asemenea o cameră de supraveghere care era îndreptată spre capră, însă aceasta a fost mutată în poziția inițială. Banksy nu a explicat opera de artă, lăsând pe mulți să o interpreteze în propriul fel. Unii au sugerat că reprezentarea unei capre pe marginea unei prăpastii reprezintă rasa umană aflată în prezent pe cale de dispariție. Artistul, a cărui identitate este necunoscută, a pictat mai multe desene și în Ucraina pe clădirile bombardate. S-au echipat cu haine de sport, sticle de apă și au pornit la alergat. Locuitorii unui sat din Italia alergă împreună cu primarul pentru a-l ajuta să slăbească. Edilul ne-a spus că a luat în greutate și cântărește 130 de kilograme, însă acum este decis să renunțe la surplusul de greutate, iar comunitatea îl susține. În fiecare joi seara, peste 150 de locuitori ai satului italian Valdo Beadene aleargă alături de primarul lor, Luciano Fregonese, care vrea să slăbească. Din imaginile de acolo, vedem că edilul este însoțit de la copii la persoane mai în vârstă. Primarul localității cu care am reușit să discutăm spune că a adunat câte 10 kg în fiecare an de când deține funcția, deoarece are multe întâlniri cu susținătorii și prânzuri de afaceri. Astfel, el a ajuns să cântărească 130 de kg, iar câteva săptămâni în urmă a anunțat că intenționează să slăbească. Pe lângă slăbire, primarul spune că alergatul comun îl ajută să mențină legătura cu sătenii. Edilul are o mare voință și o echipă cu adevărat incredibilă alături de el. Luciano Fregonese a mărturisit că a decis să slăbească după ce cineva i-a scris pe gardul casei că e gras, dar nu putea fi altfel după 20 de ani ca primar, spune el. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!